Băimărenii din cartierul Săsara au participat astăzi în număr mare la Sfânta Liturghie, în biserica parohiei Sfântul Proroc Ilie, ea însăși, nu doar prin istoria ei, ci și prin activitățile desfășurate aici, un loc al Evangheliei iubirii. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului. La judecata de apoi, a spus ierarhul, vom fi evaluați după normalitatea și umanitatea noastră. Astăzi suntem în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Este Evanghelia în care Mântuitorul ne vorbește despre umanitatea noastră, despre firescul creației, despre felul în care Dumnezeu a gândit proiectul Său, omul care este capodopera, de fapt, a lui Dumnezeu, și pe care l-a creat după chipul Său, să fie iubitor, să fie iertător, îndelung răbdător, să fie milos și milostiv, să fie compasiv, să aline suferința și să mângâie tristețea celorlalți, să dăruiască din ceea ce Dumnezeu i-a oferit și i-a dăruit, să împartă cu frații Săi. Să nu uite niciodată că suferința este locul unde poate fi găsit Dumnezeu, nu opulența. Mântuitorul se identifică cu cei mai mici ai Săi, zicând, întrucât ați făcut unora din cei mai mici ai Mei, Mie mi-ați făcut. Iar terenul de pastorație a preoților, a slujitorilor lui Dumnezeu, a preoților, a ierarhilor, a monahilor, întotdeauna, de ieri, de azi și până în veci, este suferința umană, abandonul, singurătatea, tulburarea în care se găsește societatea și lumea. Biserica, aducând mesaj de pace și de binecuvântare, de bucurie și de curaj. Mântuitorul a zis, bucurați-vă și nu vă temeți. Acesta este rolul bisericii și în funcție de felul în care ne îndeplinim misiunea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu în lume, vom fi și noi judecați. Biserica se află în proximitatea școlii gimnaziale Dr. Victor Babeș. Parohia desfășoară frecvent activități catehetice și filantropice împreună cu elevii și cadrele didactice ale instituției de învățământ. Astăzi copiii au pregătit un moment artistic dedicat mamei și primăverii. Prin sfânta și dumnezească liturghie arhierească am gustat din plin cu toții aici în Biserica Sfântului Ilie din Baia Mare prezența preasfințitului Iustin, a preoților slujitori, a credincioșilor și a copiilor care ne încântă sufletul cu darurile pe care le-au adus pentru noi. Aceste daruri dorim să se reverse peste sufletele fiecărui credincioș care așteaptă cu bucurie împlinirea făgăduințelor. Preasfințitul părinte Iustin a primit în dar, din partea comunității, o bederniță. Răspunsurile au fost date de membrii ai grupului psaltic Teologos.